De la mașina, astea sunt de la mașina de făcut pâine. În viața ta nu le-ai folosit. Nici. Deci nu le-ai folosit niciodată astea. Înțelegi? Uitați, ce mai este aici? Mă deranjează pe mine ăsta, știți de ce vrei. Ăsta au fost, fiți atenți aici, ăsta au fost de la... Oare e de la ăsta? Ia, să vedem. Nu e de la ăsta, n-are cum să știe de la ăsta. Ia, n-are. Ăsta vă spui eu de la ce-o fost. Ăsta a fost de la ăla care încălzeai mâncarea, de l-am aruncat. N-are de la ce să știe ăsta, oamenilor. Ce-i? Îmi ocupă loc. Uite, la ce e? Asta tefal. Tefal scrie pe el. Nu știu ce scrie pe el, dar uite, uite. Ăsta e bun, străcuritor, bun. Ni, altfel eu. Unde? Ia, altfel eu. Bine, lăsăm. Altfel eu, altfel eu. Dar câte oale am eu de am atâtea fedeaua. Deci mă am ajuns, ia, să știu disperat din cauza ce-s astea. La, ni, hâț. Hâț. Înțelegi? Hâț. Și ăsta tăhâț. Am ajuns să știu disperat de viață din cauza acestor chestii. Bă, oameni, bă, uite, punem fedeu. Uite, încă un fedeu. Ne. Punem fedeu aici. Nu m-a să ocupăm, dar știți ce? Să vedeți dacă avea un sertar două. Să vedeți de avea un sertar două cum nu mai erau atâtea. E curat ăsta? Cred că e curat. Ni, uite-te-vă, nici acum nu-l mai am de aici. Acum, unde e acum? Nu-l mai am acum. E la Zepter. Deci, prietenilor, numai ca să... Uite, hau. Înțelegi? Ia, să vedem. Uitați, da, uitați aici ce am. Doamne, fer și apără. Doamne, fer și apără. Bine. Unii. Bun. Ăsta îl înțeleg. Ăsta e așa nimeni. Dar ăsta, la ce fac cu ăsta? Ce-s cu ăsta? La gunoi, mă. La gunoi. Ce-s cu ăsta la mine? La gunoi oamenilor. Înțelegi? Cana asta o ține lina aia, nu știu ce. Asta iară. Le ține aici, dar nu le folosește. Le ține, dar nu le folosește. Ăsta ce? Ce faci, Liana, în asta? În asta ce faci? Da? Ce faci în asta? Spune-mi. Spune-mi. N-ai blidie, n-ai ele. Ce faci în asta? Uite. La gunoi. Păi uite-o ce farfurii am. Nici nu mai încep farfuriile acolo. E ăsta unde mi-l ține ca să mi-l spargă. Înțelegi? Din coace. Ai de capul meu. Ai de capul meu. No. Fii atent. Asta nu o folosește. Vezi-o? Nu o folosește deloc. O ține aici. Asta. Noi avem linguri de lemn. Cam deodată nu știu ce. Asta ce este? Dopuri de mai multe feluri pe care pun pariu că next, aici ce-i? Cred că-s chibrituri. Centru, nu știu. Nu știu ce e aici. Na. Ăsta iară nu mă pot atinge de el, că ăsta e din aia. Ăsta e de ascuțit, nu-l folosim. Ia. Uite. Na. Cuțit care... În fine, ăsta ce-i? Lopățică? Nu știu, ceva fel de lopățică. Ce să arunc de aici? Ăsta nici nu-i la îndemână. Nici nu-i la îndemână.
Uitați câte din astea de ascuțit avem. Ne. Fiți atenți. Ăsta e de un fel, cu vârf de ăsta, ăsta e de un fel, cu vârf de ăsta, ăsta e... Nu știu ce să zic. Nu știu ce să arunc aici. Ne. No. Asta unde e mașina? Asta locul în altă parte. Asta se lege la ghiuvetă, săcitor. Bun. Bun, ne apucăm de spălat vasă, oamenilor. Ne apucăm de spălat vasă. Punem camera aici frumos și ne apucăm de spălat văsucăle. Să golim de aici. Atâtea la bușe. Stau să vedeți și acolo. Dar le aruncăm pe rând. Știi? Prima dată aruncăm numai așa câteva ca să vedem reacția. Să vedem reacția la coconașă. Păi. Ok. Sunt 5 blide. Unde e al 6-lea blide? Ăsta, cum să mi-l pui tu ăsta acolo să dau mie fier și apă? Nici nu am loc unde să-l pun. A, pune-mi-l acolo să mi-l spargi. Am dat pe el, nu știu, vreo 27 de milioane. Am dat pe el. Mi-l pui tu mie să mi-l spargi acolo. Ia. Ăsta bun. E aici. Ăsta nu știu ce. Asta ce? Ce faci cu asta? Ce-mi pui mie în asta? Ori lași asta, ori arunci asta. Înțelegi? Nu știu oamenilor. Și asta ne-a de ne. Când papagalul mâncă de acolo câinul. Înțelegi tu? Ce e asta? O las acolo, că... și tolcer. Uite, tolcerul trebuie să și la tolcerii mâncava, dar nu închepe. Nu închepe. Înțelegi? Asta e blinde de pus. Nu. Ăsta ce e? E capacul, ăsta e ăla de acolo. Bun. Oamenilor, auzi, de greutate, mă, greutatea care e acolo. Tă-tă-tă-tă, arunc și blidile alea albe. Tă-tă-tă, le arunc. Oamenilor, trecem din nou la spălat vasă. Faci mâncare, speli vasă. Vedeți cât chin și câtă suferință îs pe femei. Cât chin și suferință îs pe femei. Nu. Spală Nelson capete. Ia. Ne. Poftim. Poftim. Uite. Ne. Tătătătă sunt suroasă. Uite. Na. Uite. Înțelegi tu? Poftim. Ne. Ai de capul și de zânile mele. Doamne, persă și femeie. Doamne, persă și femeie. Înțelegi? E greu. Ieși freacă, ieși în doi, ieși zucește, spală, fă mâncare. Da. Vedeți? Da. Uitați. Spală blige. E rău, e nerv. E un suros, tă-tă-tă-tă-tă-tă. E un suros. Da. Tă-tă-tă-tă-tă, că e un suros. Da. 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 Limpazăm chiuveta.
Asta ce e? Așa. Îi punem. Capacul. Iar. Dăm o vină pe căldă. Îi dăm asta și dăm spumă. Și? Ia. Nu-mi place. Dar ce nu vine apă caldă, mă? Bă, eu l-am ținut la... Oi, ce fierbinte am. Bă, eu l-am ținut la rece. Aruncate! Nu o vrăjală. Aruncate, nu o vrăjală. Ah, și acum să începem cu... Da, uite-te și aici am lăsat capă. Cu paharile. Prima dată. Știți? Paharele trebuie că după aceea să lasă cu un soare. Ia. Înțelegeți voi, oamenii? Eu cred că ajung și atâta apă. Ia, și acum să le spălăm. Și asta de ce ai trebuie spălată, nu? Numai trebuie limpăzită. Ia. Oamenilor. Mai bine punem camera aia acolo în ea. Înțelegi tu? O schimbăm. Schimbăm poziționarea camerei. Ia. Schimbăm poziționarea camerei. Uite aici, nu-i așa. Bine, și-i dăm așa. Ia. Trebuie să ai răbdare. Bine. Că dacă nu, știți ce? Că nu le-ar spăla. Mă enervează. Când intru în casă și văd mizerie, mă enervează. Și atunci, ca să chem pe cineva să mi le spele, trebuie să plătești bani. Înțelegi? Și cu banii ăia faci altceva. Pui un pariu. Cum faci cumpărături, poți să faci o groază de chestii. Bine. Vezi? Ia. Frumos. Spălăm, fraților. S-a dus Liana. Liana, nu mere. Stai cu mine, bea mai în botă, mamă. Nu te duce. S-a duce. Așa face de tică pe unul, știi cum? Așa mă lasă de zici că nici nu a fost cu mine. Și apoi, după ce mere cu respectivul, cine știi, înțelegi, ăla nu e de muiere. Ăla i-o dă, nu numai la Liana, și la altele. Tu voi astea. Înțelegi? V-o dă și după aia îți dă liber. Și ce faci? Spune-mi ce faci. Ha? Îți contactezi bărbatul? Îi dai mesaj ce faci? Cum ești? Te simți bine? Ha? Zi! A, zi! A? Ce îi spui? De ce ai făcut? Că nu zici iartă-mă?
Înțelegi? Îi zici că nu ți-ai dat seama, că ai avut o pierdere de pe moment. Mm? Și după aceea ai pretenția. Înțelegi? Adică ai pretenția. Vin cu tupeu să te împaci. Ha? Vin să te împaci după ce ai mers cu ăla. Sau cu ăia, ăia nu te-a amenajat cum te-a amenajat eu, ăia ți-a și clonțănit, ți-a și rupt târchița, înțelegi? Și vii gata, descentrată, să te refaci. Și bine, că tu faci pe supărată o vreme. Dă-mă un pic de minge, tu. Nu meriți să-ți pară bine că am venit acasă și că te spăl la cur și că te spăl să-ți fac și de mâncare. Înțelegi și tu, pămpălău? Taci din gură. Acuma. Sunt probleme care pe unii ne depășesc psihic și mental. Înțelegi? Pentru că vine momentul când te pui cu ea în pat. Nu-ți dă trup. Ioi. Nu-ți dă trup, nu că nu ți-ar da. Tu n-ai înțeles încă. E s-o întors la tine. După știu eu, 2, 3, 4, 5 luni, 6 luni, 7 luni, poate chiar un an. Înțelegi? Femeia e bandită. Dă-mi tu un pic de ce-o zvârtă. Nu, că nu meriți. Trebuie să dai dovadă că meriți. Dar tu, în gândul tău, zici, bă, ce dovadă se dau, cum trebuie să fac? Dar e normal, e bandită. Ea nu-ți dă pentru că te ruptă. Tu de apuci să-i o dai. Tu având atâta, el având așa, intri ca și într-o fântână. Intri ca și într-un crater vulcanic. Și tu l-ai dat, doamne, tu, dar ce? Tași din ură că se excitată și m-am dilatat. Nebunule, că mi-ai lipsit, mi-e drag, e numai. Înțelegi? Dar ea e bandită. Ca să nu zică treburi la astea, zice că nu meriți. Și mai stă Iașenia o lună lângă tine, două, să dă cu piatră vânătă, să dă cu una alta. Înțelegi? Și omule, uită-te cum tu, năcăjit, te pui în pat, ia lângă tine, înțelegi? Tu te gândești în momentul ăla. Ai, ce eu lovea? Și-o întreb tu, da. Ți-o plăcut? Tași din gură, nu ți-o rușine. Tot pe tine te face de rușine. De tot cu gândul la ăla, mâncare la arzelea să-l mânce, că m-ai păcălit, m-ai pus să viu lângă prostul ăsta iară. Înțelegi? Și uite așa, vă culcați amândoi pe aceeași perină, tu înșelat de ea și acceptat de tine să duci această, nu știu, nu știu, înșelăciune, nu știu cum să o numesc. Nu înșelăciune, să duci această
onoare, călcată în picioare, de cine? E moierea ta. Înțelegi? Pentru că ăla... Cum e să o stă afară? Uite-te cum o strâng. Ăla, să știi de la mine, că nu menaja deloc, ăla-i dădea. Ăla-i dădea, cum îți dădea bărbatul tău? Așa, 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 nu era bun de nimic. Nu stai să... E, înțelegi, să-l întărâche pe ăla. Nu stai să-ți dau. Deci ăla nu menaja deloc cu oameni buni. Și atunci tu erai... Înțelegi? Tu erai distrus, oricum ești distrus. Da, n-ai cum să faci. Și atunci, ce e făcut? Ai nervează. Asta e greu de spălat. Nu mai fac mâncare în asta. Ni. Asta îmi trebuie perie de sârmă. Înțelegi? Îmi trebuie perie de sârmă. Ai de capul și de zâmbă. Ce e făcut? Da? Ziceți voi, eu vă las pe voi, eu nu mai, femeilor, eu nu mai zic nimic, că după aceea îl săriți pe mine care numai pe uliță. Iar îmi dați pupu, la pupu, și mă faceți gunoi și-mi tăche felurile. Înțelegi? Doamne, feri. Înțelegi, poți să cânți. Tu mă iare, mă scârnați. Te-ai zis doctorii din nas. N-ai avut rușine deloc. Te-ai dus și mai făcut dietă. Tău râsul. Și după aceea, după ce se destinge, și vă reveniți, înțelegi, tu o să întrebi. Tu, la te lua așa, te lua așa, păi spui-o, bă, fraiere, și de nu lua el așa. Ea era învățată de la tine să fie luat așa. Înțelegi? Și se întorcea ea. Și îi spunea, e mă, și așa, dar... A, păi, dacă ăla era fraier. Că mai sunt și din astea care... pune botul. Merge de la unul șmecher, înțelegi?